câți pași trebuie să faci ca să străbați Clujul dintr-un capăt în celălalt, de la blocul de vest la aeroport. Hai să aflăm! Am început challenge-ul extrem de entuziasmat, însă după 10 minute am început să mă plictisesc. Așa că mi-am scos căștile, am dat drumul la un podcast fain și simplu și acum pot continua. A mers și a apărut prima problemă. Mi-a trebuit la baie. Noroc că eram aproape de Platinia și fericit că mi-am făcut treaba, am luat o cafea de la Meron și am continuat să merg. Și pas cu pas am ajuns în Piața Mărăști. Iar după mai bine de 3 sferturi de drum am început să obosesc. M-am oprit pe o bancă, am mâncat un baton de la MyProtein și imediat după ce m-am pornit din nou, am început să văd avioanele în depărtare. Așa că m-am grăbit să ajung. Și ar trebui să te grăbești și tu să-mi dai un subscribe, că sunt foarte aproape de 1000 de subscriberi. Iar odată ajuns la aeroport, am aflat că pentru a traversa tot Clujul trebuie să faci 16.084 de pași.